Hei, cum ar fi bine să fii o persoană atunci când vin într-o afacere mele mea, da? De exemplu, iată, eu sunt o persoană nouă care vreau să încep o afacere mele mea, da? Cum ar fi bine eu să mă comport în așa fel încât să generez primele rezultate cât mai rapid? În primul rând, trebuie să fii o persoană foarte străduitoare care absorbe toată informația din prejurul meu, da? Mă duc și mă întâlnesc cu toate persoanele posibile, mă duc și văd toate persoanele care sunt în acel domeniu, cine sunt ele, cu ce se ocupă, cum lucrează, care este metoda lor de, de lucru, care este metoda lor de dezvoltare. Învăț produsele, învăț serviciul care este acolo, ce, ce servicii se oferă. Învăți foarte bine ca să știu la perfecție totul ce face cu ce se ocupă această companie, da? Care sunt produsele. Învăți despre companie, da? învăț piața, învăț, învăț cum lucrează oamenii, da? Și nu mă o deștept. Mereu sunt o persoană care sunt gata să fac mai multe lucruri, chiar dacă de la început poate nu generează bani, da? Doar în așa fel tu o să devii mai, mai deștept și o să devii mai bun. Atunci când tu faci poate uneori niște lucruri care, da, la momentele ele nu-ți aduc bani, da, la moment poate nu-ți generează nimic, dar tu nici acum nu faci bani. Tu dacă ai venit aici înseamnă că tu nu faci bani, înseamnă că tu vrei să faci abia bani, da? Tu nu pierzi timpul. Atunci când tu te duci și vorbești cu o persoană, atunci când tu te duci și uh, chiar dacă faci un voluntariat, da? Păi asta nu e gratis. Până la urmă tu acumulezi o informație, tu ai posibilitatea să stai pe lângă persoanele cele care fac bani, da? Chiar dacă tu acum nu faci bani, dar tu stând lângă ele, tu acumulezi informația care pe parcurs, pe viitor, ți-o să-ți permită să generezi mai mulți bani. Și atunci, în felul următor, atunci când aveți așa un mindset, da? Cum am mai spus la, o, la un partener al meu, este un mindset de aspirator. Atunci când tu te duci și sugi informația de peste tot. Și atunci când tu sugi cât mai multe informații, o să vii și timpul cealaltă când tu o să devii tu persoana cei care o să elimini tu e, deja informația din tine, da? dar la început trebuie să fie un aspirator care trage, trage, trage informații, cât mai multă, de la 1, de la 2, de la 3, cât mai multe persoane tu duci contactul, cu tot mai bine și puneți cât mai multe întrebări. Fiți persoanele care săturați mentorul, da? care nu îi dați pace să doarmă de dimineață până în seara, îi puneți o mie de întrebări. Da cum aici? Dar cum acolo? dacă cum trebuie de făcut asta? Dar cum trebuie de făcut aceea? Și atunci când tu cât pe pui cât mai multe întrebări, atunci și mentorul vede că tu ești o persoană care îți dă stăruința, care vrea să învețe, vrea să dezvolte, vrea să facă bani, vrea să crească, da? Și cu dragul o să te ajute și o să dedici mai mult timp și o să fii mai altfel alternat față de tine. Așa că da, asta, asta trebuie să fie mindset-ul atunci când tu vrei să te, să te dezvolți într-o companie mele și nu doar într-o companie mele mea, în general, nu orice companie ar fi bine să ai așa un mindset atunci când începi ceva nou.